Hristos a înviat. Cu ce drept faci tu aceasta? Iubiți credincioși, iată-ne în vinerea din săptămâna luminată, la praznicul cel mare al izvorului tămăduirii. Sfinții părinți au rânduit a ne așeza câteva înțelesuri noi despre înviere. Și pentru acest lucru au selectat o pericopă a Evangheliei în care Mântuitorul spune că mergea spre Ierusalim, dar erau în apropiere Paștele iudeilor și a intrat în templu ca să se roage. Dar în templu a găsit pe schimbătorii de bani, pe vânzătorii de oi și de capre, pe cei care făceau altfel de negoți și s-a mâniat și a aruncat cu tarabele pe vânzătorii de oi și de capre, i-a scos afară și a pus mâna și și-a făcut un bici din ștreanguri și a început să lovească în stânga și în dreapta. Și cărturarii și farisei, văzând una ca aceasta, l-au întrebat zicând: cu ce drept faci tu acestea? Și el i-a răspuns: dărâmați acest templu și în 3 zile îl voi ridica. Și i-au spus: în 46 de ani s-a ridicat acest templu de către strămoșii noștri și tu zici că îl ridici în 3 zile? Dar Sfântul Ioan Gură, evanghelistul care ne spune despre acest episod, ne spune: dar nu despre templul acela vorbea Iisus, ci despre trupul său pe care îl va învia a 3-a zi. Și atunci și-au adus aminte de cele ce spusese prorocul Isaia: râvna casei tale mă mistuie. Și după ce a înviat Hristos, și-au adus aminte ucenicii de ceea ce se întâmplase atunci. Iubiți credincioși, de multe ori am trecut pe lângă acest episod, pentru că acest episod ne este mărturisit și în dimineața floriilor. Aceeași pericopă a Evangheliei o găsim și atunci, și îl vedem pe Mântuitorul în templu dărâmând tarabele schimbătorilor de bani și îl vedem mâniindu-se, dar astăzi parcă se luminează puțin un înțeles nou al învierii. Mântuitorul astăzi vorbește despre sine sau se legitimează cu învierea. Atunci când este întrebat cu ce drept faci aceasta, spune foarte clar: cu învierea mea. Adică, spunând că dacă veți dărâma acest templu, eu în 3 zile ridic, și vorbind, cum zice Sfântul Evanghelist Ioan, despre templul trupului său, cu siguranță că Mântuitorul astăzi ne spune ce este învierea. Învierea, atât de străină evreilor, era un fapt ce urma să se întâmple. Dar vă mai aduceți aminte că atunci când s-au adunat bătrânii poporului și cărturarii și fariseii ca să îl prindă pe Iisus în cuvânt, au spus că au găsit tot felul de mărturii mincinoase, dar ultimii doi care au încheiat șirul acestor mărturii au fost doi care au spus: acesta a zis că va ridica templul în 3 zile. Înseamnă că cei doi martori mincinoși erau martori reali, martorii a ceea ce Mântuitorul spusese cu adevărat în templu. Dar de ce se spune că erau mincinoși? Pentru că un martor are calitatea de a fi mincinos sau a fi adevărat după cum este folosit și după tabăra care îl folosește. Dacă cineva folosește pe o persoană dintre noi care știe un anumit lucru, să spunem așa, doi soți nu se mai împacă bine, ce mai celebru proces de divorț, și vine una dintre părți, adică soacra mare, adică mama lui, și spune: mă, tu ai auzit-o pe asta când țipa la băiatul meu?
Și zice, da. Și atunci vine să o instruiască. Ma soacră, adică soacra celei în cauză. Și face din această mărturie adevărată că biata femeie a țipat la bietul om, dar atunci când era beat, atunci când el își bătea copiii, atunci când venea târziu acasă și așa mai departe. Dar ea auzise femeia că ea, adică zisă biata parte părâtă, avea parte de niște tratamente foarte, foarte rele. Contează foarte mult cum se folosește mărturia ca să poți să faci dintr-un martor de bună credință un martor mincinos. Și atunci, ea de bună credință au spus că a auzit că țipa la el, dar n-a mai fost lăsată să spună și partea cealaltă de ce o făcea. Și atunci devine că ea, care vrea să dea o mărturie bună, o mărturie reală, devine un martor mincinos. Așa s-a întâmplat și cu acei doi. Păi, ei auziseră foarte frumos în templu. Când Mântuitorul a venit, a dat peste cap cu toate mesele, schimbători de bani și așa mai departe, și a zis, da, noi l-am auzit pe acesta că să dărâmăm templu și îl ridică în 3 zile. Dar n-a mai venit nimeni să spună, bă, dar de ce templu v-a zis? Care-i templu? Ce face în 3 zile? L-așteptăm, nu l-așteptăm? Va să zic că și noi trebuie să învățăm ceva. Să nu fie deturnată mărturia noastră. Să nu fim în tabăra care luptă împotriva adevărului. Să nu cumva să ne pomenim că ceea ce spunem noi de bună credință este folosit de către ceilalți, împotriva cuiva, pentru că chiar dacă ar fi adevărată mărturisirea noastră, ea dacă este scoasă din context, cu siguranță că poate să fie folositoare adversarului. Și atunci trebuie să știm cum este folosită mărturia noastră. Dar să revenim la învierea noastră. Spuneam că evreilor le era cu totul necunoscută învierea. Și îmi veți spune, da, dar noi ne aducem aminte că în Vechiul Testament fiind, Ilie, prorocul, atunci când a aflat că a murit fiul văduvei din Sarepta Sidonului, la care el stătuse 3 ani și jumătate, ca să zicem așa, în gazdă, a chemat-o pe mama copilului și a mângâiat-o și a zis, n-a murit, stai aici. Și s-a suit peste el și, mă rog, a înviat, l-a înviat pe fiul văduvei din Sarepta Sidonului. Și vor mai fi fost câteva mărturisiri despre înviere în Vechiul Testament. Dar învieri v-am mai spus și altă dată, și în Noul Testament au fost, cu făcute chiar de Mântuitorul, fiul văduvei din Nain, fiica lui Iair, chiar Lazar a 4-a zi învia din morți. Nu au aceștia nicio legătură cu învierea. Acestea au fost niște învieri spre moarte, pentru că a murit a doua oară și de tot, ca să zicem așa, și fiul văduvei din Sarepta Sidonului înviat de Ilie, după cum a murit a doua oară și Lazar, și fiul văduvei din Nain, și fiica lui Iair, înviați de Mântuitorul. Dar Mântuitorul, cu învierea sa, nu a mai murit a doua oară, ca să ne aștepte și pe noi să murim cu toții și să venim la judecată. Termenul exact de înviere este doar cel pe care îl asociem persoanei Fiului lui Dumnezeu. De aceea spuneam că învierea era necunoscută iudeilor. Și de aceea spun în continuare că Mântuitorul s-a identificat cu învierea. Când a fost întrebat cu ce drept faci acestea, el a dat un răspuns indirect și a răspuns cam așa, pentru că eu voi învia și pot să înviez prin mine, nu să mă învieze ca pe voi, Tatăl meu. Eu înviez prin mine. Iubiți credincioși, acesta este un înțeles nou al învierii care ne așteaptă și pe noi. Așa cum Mântuitorul, după ce s-a botezat în Iordan cu botezul lui Ioan, și botez despre care Ioan însuși a spus că eu nu sunt pretin nici să-i dezlecurau încălțămintelor, ci el va vă boteza cu Duh Sfânt și cu foc,
Așa și învierea pe care a săvârșit-o chiar și Mântuitorul și drepții Vechiului Testament au fost decât niște prefigurări ale vieții de veci și mai ales niște prefigurări ale învierii Mântuitorului. Iubiți credincioși, înseamnă că tot ceea ce ne înconjoară pe noi, de la clădiri până la trupul nostru, sunt temple ale lui Dumnezeu. De aceea Biserica recomandă să ne purtăm frumos cu noi înșine. De aceea suntem datori să ne îngrijim, să trăim mult, să ne pocăim mai mult. De aceea suntem învățați de Biserică asupra faptului că orice viciu care ne poate scurta viața, trebuie să-l dăm la o parte. Fumatul, băutura, alte vicii, chiar și nesomnul, să știți că este un viciu. Trebuie să fim foarte, foarte atenți cu templul Duhului Sfânt, care este trupul nostru. De aceea, astăzi, în ziua cea mare a praznicului izvorului tămăduirii, aflăm că orice ne înconjoară poate să fie sfințit și folosit spre bine, sau, din neglijență, poate să fie osândit și folosit așa cum nu trebuie. Așa cum astăzi intră Mântuitorul în templu și găsește acolo pe schimbătorii de bani, pe vânzătorii de animale și pe cei care făceau tot felul de lucruri sub genericul comerțului. Așa ne găsește Hristos și pe noi. Cu corpul nostru, care trebuie să fie spre lauda lui Dumnezeu, noi nu suntem atenți. Ba că nu îl hrănim cum trebuie, adică prea mult sau prea puțin, ba că îl îmbrăcăm cum nu se cade, ori vrând să atragem atenția, ori neglijent, ori nu ne ungem capul nostru și nu spălăm fața noastră atunci când postim. Toate aceste lucruri, să știți că sunt împotriva templului lui Dumnezeu. Ca să spunem așa, noi îl avem cam luat cu împrumut. În termenii mai noi, așa, deși ni se cam ridică puțin părul când au termenul de leasing, îl avem cam în leasing. Dar trebuie să știm că odată și odată trebuie să plătim și ultima rată. Adică viața aceasta este frumoasă dacă noi o însoțim cu grija, în sensul frumos al cuvântului. Acum nu credeți că Mântuitorul ne învață să fim niște narcisiști, să stăm toată ziua în oglindă, să vedem cum ne stă freza într-o parte sau într-alta, aoleu, cum s-a decolorat puțin părul, imediat să-i dăm culoarea originală. Nu, fraților! Trebuie să știm că acest corp pe care ne-l-a dat Dumnezeu, trebuie să-l îngrijim în limitele în care ne-a fost dat. Adică, cu anumite dimensiuni, și știți, zice Mântuitorul, cine se va strădui și se va îngriji atât de mult încât să poată adăuga statului sale un cot? Nimeni nu va poate face lucrurile acestea, dar de dimensiunile pe care le are, trebuie să ia seama. Iubiți credincioși, în frumoasa zi a izvorului tămăduirii, aflăm că totul ne este dat să fie sfințit. Ați auzit că poporul român spune că omul sfințește locul. Ortodoxia consideră însă că omul este dator să sfințească locul. De aceea și ziua de astăzi este o zi sfințită pentru cei care o sfințesc cu fapte bune. Poate cei care de binecuvântate pricini n-au cum să facă lucrul acesta, prin noi nevrednicii, despre care spune rugăciunea, ne-am învrednicit să ne rugăm pentru cei ce din binecuvântate pricini nu se află aici, sfințim și noi și sfințim tot ceea ce este în jurul nostru. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca acest mare praznic al izvorului tămăduirii să ne ajute să înțelegem că acolo unde nu putem noi, Dumnezeu cu siguranță poate, iar Maica Domnului, cea care este ocrotitoarea sărbătorii de astăzi, ne va ajuta ca templul Duhului Sfânt, care este fiecare corp al nostru și fiecare mediu în care noi trăim, să fie curate, să fie așezate, pentru că altfel Mântuitorul ne dă afară din el. Așa cum a golit templul din Ierusalim,
poate să golească și templul nostru mai devreme decât credem noi că avem orarul de funcționare. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să înțelegem lucrurile acestea și să nu uităm niciodată că Hristos însuși s-a identificat și și-a declinat existența prin faptul că ne-a spus cu ce drept face toate lucrurile, adică cu dreptul că El a înviat. Hristos a înviat!